Sucevenii vor rămâne fără apă potabilă joi 14 aprilie între orele 8 și 18 din cauza unor lucrări de extindere și reabilitare a rețelelor de apă. Vă facem cunoscut faptul că în vederea executării unei lucrări programate se va întrerupe funcționarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă în data de 14 aprilie între orele 8 și 18. Astfel vor rămâne fără apă potabilă sucevenii din zona străzii Cernăuți până la podul de peste râul Suceava, precum și locuitorii din comuna Șcheia.